cu un clip, tot de tip haul. Știi că tocmai am făcut acum câteva clipuri, tot un video de acest tip. Dar acest haul nu are nicio legătură cu produsele de machiaj cu care m-am înnebunit, ci este ceva ce v-ar interesa pe mult mai mulți dintre voi. Asta dacă sunteți la fel de obsedați ca mine. Și anume decorațiunile de Crăciun. Mai avem super puțin până la Crăciun. Da, așa nu vine să cred că deja a trecut și anul ăsta. Nu știu când, cum și cred că mai am un clip care, în care spun aceeași frază, dar chiar așa mă simt de fiecare dată. Trece timpul mult prea repede. În fine, și pentru că eu sunt o disperată și o obsedată de toate porcăriile pe care nu am avea în mod real nevoie, am fost la Jumbo duminica trecută. Sau, nu știu exact când o să postez acest clip. Dar am fost duminică pe 19 noiembrie, dacă face sens. Am fost la Jumbo pentru că voiam să caut ceva. Apoi mi-am dat seama că mai avem puțin până la Crăciun și am zis că ar fi cazul să îmi caut ceva decorațiuni din timp pentru că am plănuit ca pe 1 decembrie să fac bradul. Și până atunci aș vrea ca tot ce mai am prin casă să fie deja decorat. La muncă deja am început. Ba un wallpaper nou, ba încă un brăduț, ba încă de aia, ba încă de aia, încă deja oamenii de la muncă nu mă mai suportă. Când colinde, tot acâmul. De când am venit din America, eu sunt pusă pe Crăciun. Am trecut peste toamnă, nu prea am simțit-o. Da, și sunt deja pregătită pentru Crăciun. Mai am și încă o chestie în acest haul care nu este de la Jumbo, dar care este tare drăguță și pe care o să vă arăt acum. Este această tabliță cu... este un light box. Conține litere și câteva simboluri de poți să-ți scrii ce vrei tu aici. Adică dacă vrei să îi scrii vecinul la geam de dulce, poți să pui literele astea, du-te, naibii, și o pui în geam, știi? Și vede vecinul. Glumesc, eu nu pentru asta am luat-o. Am luat-o pentru că sunt destul de obsedată de chestiile cu mesaje și de decorațiuni și asta mi s-a părut super drăguță și am câteva idei cum aș putea să o folosesc. Și am luat-o pentru că a fost la reducere din JIS, era 45 de lei sau 46 de lei. Și cum de Black Friday ăsta, pentru că n-a fost pentru mine nicio ofertă, nu mi-am cumpărat nimic, am zis că am voie să îmi cumpăr chestia asta. Plus că mi se pare și foarte drăguță. O să încep cu ceva foarte util și foarte important pentru mine. Un produs pe care mi l-am dorit de super multă vreme și consider că orice om are nevoie de așa ceva. Mi-am luat o mătură. Cu buline? Nu, serios, deci chiar vreau să-mi iau mătură de foarte mult timp pentru că a mea este oribilă și groaznică. Și mi-am luat o mătură care este destul de fashion, așa vedeți, este mov și cu bulinuțe albe. Și acum pot să mătur în style. You know what I mean? Pentru că v-am spus că vreau să îmi decorez drăguț anul acesta, am... cam în fiecare an fac o tematică bradului și mereu încerc să îl introduc într-o poveste. Iar de data asta chiar vreau să fac colțul în care va sta bradul să fie ca rupt dintr-o poveste. Sper să-mi iasă și o să vă arăt poze, bineînțeles. Și pentru asta am nevoie de nimeni altul decât Moș Crăciun. Și l-am luat. El este aici cu mine. Salutare, moșule! Spune bună persoanelor care ne urmăresc pe YouTube. Și fi drăguț cu ei, că îți scriu și suntem cuminți cu toții și vrem cadouri. Ok? Mulțumim. Da, el este moșu, e destul de micuț așa, că na, și la bătrânețe, te piticești. Cel mai mare moș avea 1,20 m, ceea ce e destul de măricel. Și era gras așa, era super drăguț. Era vreo 2 milioane, cred, ceva de genul. Și mai era moșul mai mare. Ăla era 149 de lei. Ăla mă tenta pe mine cel mai mult. Dar am zis că pentru mine acasă mai bine îl iau doar pe ăsta micuț. Ăsta a fost 50 de lei și are 60 de centimetri, parcă. 60? Time scrie pe el? Nu, scrie a se utiliza doar pentru decor. Și cam ce altceva s-ar mai putea gândi cineva să facă cu el. Da, e foarte drăguț. Eu mă arătasem la altul mai înainte, dar ăsta are fățuca mai drăguță și are și ochelari și este foarte, foarte simpatic.
Da, și a fost doar 50 de lei, ceea ce mi se... Prea îmi place mie mâna asta, nu știu dacă puteți să vedeți asta. Un pic cam creepy, dar este drăguț și îmi place să facă parte bine din decor. Și ăla mare o las pe mama să ia, pentru că ea stă la curte și are mai mult loc. Sunt tare curioasă cum vor reacționa câinii. Sunt convinsă că Elsa se va speria foarte tare de el și Cleo îl va lătra non-stop. La fel și cum Tomiță, când au făcut cunoștință cu moșul, a mirosit un pic așa, după care s-a întors și a dat o coadă și asta a căzut pe spate. Cred că Miță nu va primi nimic acest Crăciun. Uitându-mă la pungă, îmi dau seama că am fost destul de chipzuită în această primă parte, dar vă spun și de ce. Globuri și beteală și foarte multe chestii în acestea extra care nu sunt efectiv o decorațiune, nu mi-am luat pentru că trebuie să mă gândesc foarte bine ce tematică vreau să fac și să văd ce mai am. Toate sunt la mama acasă și sunt multe, chiar am foarte multe globuri. Nu știu, cred că de vreo 4-5 ani încoace, în fiecare an am cumpărat globuri și cred că am multe. Așa că trebuie să mă uit ce am și ce pot folosi deja ca să mă gândesc ce mai îmi cumpăr. Și de asta n-am dat iama în toate, dar cu siguranță voi mai face o vizită și îmi voi lua un pungoi din ăla imens. Bun, acum am câteva răhățele. Asta am luat-o pentru colega mea de la muncă, Bianca, pentru că ea are poreclă de ungera și am zis că nu poate săraca să stea la birou fără așa ceva. Am luat un creion din ăsta pentru că mai am unul, dar nu-l găsesc și vreau să-l duc la muncă și pe ăsta și toată ziua o să scriu. Câte zile mai îmi dați de muncă până mă pune șefa mea să-mi semnez demisia? Tot Christmas related, mi-am luat acest platou. Nu puteți vedea, este o farfurie, eu am crezut că e inițial de ceva la sticlă, dar pare a fi un plastic foarte gros, e destul de mare și pe aceasta vreau să o pun pe masa din... Look at that glow. Pe asta vreau să fac un aranjament în care să pun lumânerica asta pe care o știți din holul cu... din America, de la Bath & Body Works, care este de sezon, cu niște conuri pe aici, mai am niște globulețe și vreau așa să fac un aranjament drăguț pentru masa din living, m-am gândit eu. Dar pentru a fi mulțumită 100% cu această decorațiune, îmi trebuie o altă masă. Nu am neapărat caut o masă albă, masă pe care o am acum nu-mi place, așa că mai întâi îmi trebuie masa, dacă nu o să mut ornamentul pentru altă cameră, voi vedea care. Tot pentru colțișorul acela de poveste de care vă spuneam, am mai cumpărat acești doi omuleți de zăpadă și mi-au plăcut foarte mult pentru că sunt drăguți și sunt doi. Și aici scrie Merry Christmas. Asta e și un burete ceva. Am și niște sclipiceli pe ei și cred că o să fie tare drăguți lângă brad. Și lângă moșu. Voiam foarte mult să-mi iau niște reni. Doar că renii pe care i-am văzut și erau aurii, că aurii voiam, mai erau super puțini și aveau urechile, coarnele, câte un corn rupt. Și mă gândeam că dacă vine Miță și intră prin ele cum are el obiceiul să facă, să urce brad și să le drăbe poate, sigur ea o să rănă într-o ureche destul de repede și nu voiam să... Plus că era și el fiind așa ușor din sclipici, era puțin zgâriat, că oamenii nu sunt atenți când umblă la produsele de pe raft, evident. Și n-am avut ce să iau, dar mă mai duc și sper să mai găsesc, pentru că era cam nebunie și cred că o să dea destul de repede. Dar oricum, ornamentele de anul acesta mi se par mult mai frumoase, pentru că eu am multe acadele, chiar acum moilele că le-am scos. Dați-mi le și arăt. Astea sunt din anii trecuți și sunt foarte multe chestii pe tematica asta de bomboane, acadele, tot fel de dulcegări din astea, roz, baby blue, foarte așa multe chestii multicolore, cum sunt bombonele acelea de pus pe colivă, le zic eu. Și erau deja de vreo 2-3 ani, adică mi-am tot luat, nu prea mai apăreau chestii noi, iar astea de anul ăsta mi se par mult mai serioase, pentru că îmi plac și acelea, dar deja m-am plictisit de ele, adică nu mai era nimic nou. Mai am și lumânărica aceasta, e o lumânare aurie,
o am, eu o am de anul trecut, ca descriu, dar o găsiți și acum. Și cu ea am făcut anul trecut, tot așa, o decorațiune. Am pus pe farfurie micuță asta, cu niște conuri ușor răite așa, cu niște globulețe foarte mici și am preșmuit așa pe toată circumferința farfuriei pe care stătea lumânărica și celelalte produse niște instalație și arăta așa drăguț. De asta vreau să fac anul ăsta ceva puțin mai mare, pentru că vreau să integrez neapărat minunăția de lumânare. Oh, Doamne, cum e? Oh, Doamne, Doamne. Pentru cealaltă colega mea am luat urechile astea de ren, care sunt super drăguțe, pentru că sunt aurii așa scripicioase și au și globulețele astea roșii. Ăsta nu mai e, dar oricum o sunasem cu videocall și mi-a zis că vrea să scoată globurile astea, că îi se pare rude. Dar mie mi se pare drăguțe și ideea e că era singura care era așa mai drăguță, nici măcar nu a avut etichetă și mi-era frică că nu o să o pot plăti la casă, dar am rezolvat până la urmă, au găsit codul. Mi-am mai luat și acest brăduț mic auriu, care pare că este mins. Și voiam să-l iau la birou, dar mi-am dat seama că tocmai ce-am mai dus un brăduț care era auriu, așa spirală și cu un globuleț roșu în mijloc. Așa că pe ăsta o să-l pun pe decorațiunea de care vă spuneam. Și asta o să arate cam așa. Mă rog, cam așa. Le așez eu și pe aici mai punem conuri și chestii și o să iasă, o să fie frumos. Și mi-am mai luat și niște suporti din ăștia de pahari. O să pui paharul pe ei. Sunt patru și sunt așa buretoși și scrie Merry Christmas. Și mi s-au părut drăguți. Vreau să iau și pentru farfurii, pentru bucătărie, dar îmi doream să găsesc o față de masă drăguță, dar nu am găsit. Sau l-am dat numai mi-ar dar sau erau atât de mulți oameni, cu atât de mulți copii, într-un loc care este plin de jucării. Cam care sunt, scuze moșule, cam care sunt șansele ca acei copii să nu le vrea pe toate, tu să nu le poți cumpăra pe toate și ești, dar și normal să poți să-i cumpere atât de multe jucării și ei să nu urle. Just asking. Mi-am mai luat și niște chestii off-topic, care n-au treabă cu Crăciuneala. Mi-am luat niște ținte din acestea, am trebuit și la birou, dar mi-am luat și o placă din asta. Nu știu dacă vedeți. Este o placă din aceasta de flută, în care efectiv figi ținte. Asta ajută să-ți ții anumite fotografii, notițe, orice vrei să ai la îndemână. Eu o căutam, este cam mare acum că mă mai bine la ea. Dimensiunile sunt de 60 ori 40. Îmi doream despre mult timp să-mi găsesc o placă din asta. Știu că aveau la Ikea, dar de câte am fost și nu le-am văzut. Cum de altfel nu văd multe lucruri de la Ikea. Și vreau să-mi fac un vision board. Cred că și ce este acela un vision board, dar dacă nu știți și vă interesează, să fac un video sau, nu știu, vorbim pe Insta Story cum vă este mai ușor. Nu știu dacă pot să vorbesc, dacă acoper încât să fac un video, deși aș putea că vorbesc mult. Pot să fac un video cu ce este acesta, acela un vision board. Și în funcție de cât de personal îl fac pe al meu, vi-l și arăt pe al meu. Sau vă pot da exemplu. Placa nu am găsit-o la Jumbo, deși știu că se găseau într-un timp. Pe asta am luat-o din Auchan. Eu am fost în Jumbo din Paladi și am văzut că e total diferit. N-am mai fost și drept de ceva vreme în Jumbo acela. Mergeam mai des în Jumbo din Bercen pentru că este mai aproape de casa mea. Dar acum că veneam din afara Bucureștiului, am trecut pe lângă Jumbo și am mers acolo. Iar acum este altfel compartimentat, adică din ce mi-aduceam aminte, când coborai spre casele de marcat, mai erau câteva chestiuțe. În principal erau treburile alea de ronțăială, mâncare, băutură, pungi de cadou și alte mărunțișuri. Dar acum
sunt niște culoare întregi, unde sunt toate produsele alea de beauty, unde sunt toate produsele de îngrijire, haine, ăștia, ciupici, mai sunt și niște chestii de copii, mai erau și niște moși din ăștia, dar este altfel compartimentat. Așa că dacă vreți să faceți o vizită, vi-l recomand, pentru că este mare, cred că s-au pregătit cu mai mult spațiu pentru valul de cumpărături ceva să vină, pentru că sunt sigură că o să fie nebunie. De asta am și vrut să mă duc din timp să-mi cumpăr și sper ca până când o să vină 1 decembrie eu să fiu gata cu de cumpărăturile, atât cadourile de Crăciun pentru cei dragi, cât și pentru casă, cât și pentru mine, ca toată lumea stau liniștită și să plec și eu într-o mică vacanță. Sper că v-a plăcut acest clip și dacă vreți să vedeți și partea a doua, dați un like acestui video. Mi-aș dori să strângem cât mai multe like-uri, ca astfel să-mi dau seama ce vă place și ce să vă arăt mai mult pe viitor. De asemenea, puteți să-mi dați în comentarii absolut orice doriți voi și să-mi spuneți cam ce tematică alegeți dacă vă decorați casele în acest sens. Nu uitați că ne vedem și pe Instagram și pe Facebook. Și vă pup!